Așa cum alpiniștii își asumă un astfel de efort și un astfel de destin, la fel cum o fac și atleții. Dacă am urmări la Jocurile Olimpice, atleții care aleargă în jurul unui cerc, spune, ce fac oamenii ăștia? De ce nu se duc mai bine și pun mâna pe o sapă? Fac ceva, construiesc ceva, fac și ceva profitabil. E bine, nu. Acel efort al atleților de a alerga în cerc, de fapt vorbește despre același lucru. Asumarea unui efort, asumarea acestui efort de a ne depăși limitele. Și în opinia mea, cred că am putea interpreta mitul lui Sisif și în sensul că Sisif până la urmă își asumă acest destin. Și că există o morală profundă în efortul lui de a urca bolovan. La Prometeu lucrurile sunt clare. Prometeu înlănțuit nu mai poate reacționa, nu mai poate face nimic. Până la urmă însă pe Sisif ni-l putem imagina că se oprește. Am urcat bolovanul de 100 de ori, nu-l mai urc. Acum ce o să-mi faceți, zeilor? Însă nu. Sisif, cel puțin în felul în care curge mitul, face asta la nesfârșit. Înseamnă că își asumă. Își asumă acest destin. Și voi încheia spunând că până la urmă, principala luptă pe care o ducem fiecare dintre noi este cea pe care o ducem cu noi înșine. Cu limitele noastre. Și că totuși specia noastră demonstrează uneori această măreție că reușim să ne depășim cel puțin din când în când limitele. Mai mult, că avem și această capacitate de a-i admira pe semenii noștri care împing limitele în permanență și mai departe. Pentru că stadioanele olimpiadelor sunt pline de spectatori. Nu toți spectatorii au performanțele atleților. Nu toți cei care urmăresc știrile despre alpiniștii care reușesc performanțe deosebite pot și ei să urce acolo. Dar ei se simt solidari. Și cu atleții, și cu alpiniștii. Asta înseamnă că ei înțeleg morala profundă. Mesajul profund al acestor eforturi depuse de atleți, de alpiniști, și sigur, sunt și alte cazuri, alte situații, alte posibile exemple. De oameni care luptă, de fapt, cu limitele noastre interioare. Așadar, aceasta a treia obiecție, că lupta ar fi, până la urmă, în zadar, o resping prin această maximă a unui destin, de acord, dificil, nu ușor, dar liber asumat, destin care pe lângă faptul că ar putea duce până în vârful munților diverse obiecte, precum un bolovan imens, poate influența pe alți oameni să-și asume la rândul lor implicarea activă în acțiune. Și cred că din această perspectivă mitul lui Sisif este un foarte bun punct de plecare pentru opinia mea contrară acestei obiecții că de fapt lupta ar fi în zadar. Nu este în zadar. Întotdeauna când reușim să ne depășim limitele, întotdeauna când ne angrenăm într-un efort dificil, indiferent de un rezultat pragmatic, contează până la urmă implicațiile etice și semnificațiile acestui efort. Vă mulțumesc foarte mult! În esență, asta am vrut să vă spun. Cred că se poate face așadar o conexiune între luciditatea cioraniană, între voința de a face, de a schimba, de a crea
De a demola munții, dacă este cazul, dar și de a construi alții în locul lor. Niceană. Și între această viziune de inspirație mitologică și apoi cu ajutorul lui Albert Camus de a construi și de a asuma un efort care numai pentru un ochi superficial este lipsit de înțeles. Vă mulțumesc foarte mult!